Ia mă, ce tare este! Da, franceză și cu ne poate le ai că vreți să facem costum proaste, că de vorbesc franceză, știi? Așa. Și ceva română. Ai că vreți să facem costum proaste. Așa. Apropo de faptul că eu v-am invitat. Da, dragilor, am făcut o problemă atât de frumoasă cu Daria, încât nu mă pot abține să vă prezint și vouă. Anume, un biciclist parcurge în 3 ore un drum. Da? Lăsă-mă, da, apucăm de treabă. Da. Plasa, plasa 7, da? Da, plasa 7. Deci un biciclist parcurge un drum în 3 ore. În prima oră parcurge o pătrime din drum. Deci în prima oră o pătrime din drum. În a doua oră două treimi din drum. În a doua oră două treimi din drum. Iar în a treia oră parcurge 20 km. Nu 20, 10 zicem, 10 km. Care este lungimea drumului? Aflați lungimea drumului. Te rog. X egal cu 1 pe 4 din X plus 2 pe 3 din X plus 10. Deci notăm cu X la clasa 7 acum, da? Da. Deci, bine, clasa, deci rezolvare, clasa a 7. X este egal cu... Notăm cu X. Drumul. Cu X drumul. Și, nu avea că... X este egal cu 1 pe 4 din X. Adică X, tot drumul. Da. X este egal cu? 1 pe 4 din X. 1 pe 4 din X. Plus 2 pe 3 din X. Plus 2 pe 3 10. Din X. Plus 10. Amplificăm tot. Problemă simplu, nu? Pentru clasa a 4. A 7-a. Da. Deci, X tot drumul este înseamnă o pătrime din X, plus 2 treimi din X, plus 10. Amplificăm prima cu 12, așa. Acolo cu 3, cu 4 și cu 12. Și cu 12. Vom avea 12X. Echivalent cu? 12X. 12X. Egal cu 3X. 3X. Plus 8X. Plus 120. Și 120. Este ca 11X. Nu, restul că 12x minus 11x egal cu 120. Egal cu 120. Egal cu 120 și am terminat. X egal cu 120 km, da? Da. Și s-a terminat la nivelul clasei A? 7. A 7. La nivelul clasei A 4. Să facem cu segmente. Da. Să facem cu segmente, da? Da. Te-ai văzut tu segmente înainte și vezi de acolo trebuie să fie, da? E cu segmente, spai că altfel nu se poate face lucrul ăsta. Așa. Bun. Deci, tu, Dore, conduci cu segmente, da? Da. Bun. Deci, să spunem așa. Fie drumul reprezentat printr-un segment. Da? În prima... În prima zi, 1 pe 4 din drum. Luăm un segment... Luăm un segment. Din, deci, din tot drumul. Deci o pătrime? O pătrime. Adică un par deci segmentul un 4 și noi vom prinde doar un segment. Și spunem, atâta a făcut el în prima zi. Da, atâta a făcut. Aia, a doua zi... 2 pe 3, adică 2 din alea. 2 pe 3? 2 treimi din drum. Da, o adică 2 mai... din cele 3 de acolo.
Oh. Mai facem încă un segment. Deci de, reprezentăm din nou de desubt același drum și îl împărțim în trei. Dacă aduceam la același numitor acolo 10, 2 pe 3 și 1 pe 4, să fie toate pe 12. Aaa, hai să mă duc pe ideea lui până într-un loc. Și cum mă vin, mă întorc la tine, da? Deci, împărțim în 3. Deci împărțim în 3. 1, 2, 3. Uite, vezi? S-a împărțit în 3. Și din cele 3 luăm câte? Luăm doar 2. Doar 2? Hai să-i luăm peste ultimii la sfârșit, da. Pe Tudor. Doar 2 luăm din astea 3. Dar pe astea 2 le luăm din cele 3. Și îl mut sus, da, Tudorii, da? Da. Adică bucata asta de 2, 3 mă mut sus. Da? Am mutat-o sus. Și ce a rămas din drum? A rămas 10 km. Aceea e exact ce a rămas și pe care îi notez eu în felul următor. Ăsta 10 km. În metoda figurativă ar trebui să știm cât este de mare segmentul de ăsta ca să meargă treaba. Da. Și aici ne-am împotmolit cu Daria. Că Daria au zis, păi mi se pare că ar fi jumătate din ăsta, parcă ar fi o treime din ăsta. Nu știa ce să spună în legătură cu segmentul care a rămas. El pare să fie o treime, însă corect, ca mărime. Eu n-am fost atât de exact când am desenat. Și atunci ei s-a părut că ar fi jumătate din ăsta. Chiar apărea, era un pic mai mare și au zis, e jumătate. Exact cum v-am spus la geometrie, de foarte multe ori figura îți atrage atenția și te poți pronunța într-o anumită direcție din ceea ce simți tu practic. Dacă e figura corect făcută, atunci îți atrage în mod corect atenția. Dacă ea este incorrect făcută, problema este complicată. Și îți atrage defectuos și te duci pe un drum greșit și ai stricat tot. Deci, dacă am lucrat perfect, bunare, dacă ați fi lucrat cu, pe caietelul vostru cu pătrățele și cu toată povestea, aș fi sesizat că asta este o treime. Și atunci, ideea asta mi-ar fi permis mie să mă gândesc să împart pe tot segmentul, cum ai zis tu la început, la cât la 12, da? E sugerată de unde vine ideea? De la faptul că e 4 și 3, 12, da? De la nivel de fracții, când am ajuns la același numitor. Deci elevul de clasa 7-a simte că după 2 ani, de acum 3 ani, 5, 6 și 7 și 7 au început, simte că față diferența de Daria, să spunem, ești da. Cu 3 ani în față, nu? Tu simți că metoda figurativă dă roade dacă împarți la 3. Ce să-i spun eu lui Daria? Pentru că le-am învățat și tu practică într-un cel viitor. E deci, de la bine. Da, excepțional. Excepțional. Da. De-aia ții cred asta în mână, nu? Da. Trebuie să găsesc limbajul acela care să-mi permite să mă pot adresa și ei. Dar ca să fiu cinstit, problema am compus-o noi. Eu cu Daria am început să facem fracții și am zis așa. Fracția 1 pe 4, 1 pe 2, este aceeași cu fracția 2 pe 4, este aceeași cu fracția 3 pe 6. Nu am putut să nu mă leg de problemă, pentru că s-a brodit foarte bine și pentru clasa a 7-a. Că am făcut-o la nivelul clasei a 7-a. Notăm cu x drumul, x egal cu o pătrime din x plus o 2 treime de x plus 10 și s-a lucrat la nivelul clasei a 6-a și mi-a dat x egal cu 120 pentru că am luat plus 10, dar trebuie să-l lasă plus 20. Plus 20. Ei, deci, la nivelul clasei a 6-a s-a reacționat foarte bine. Și acum, la nivelul clasei a 7-a. Și acum discutăm, și trebuie să remarc asta, discutăm la nivelul clasei a 4-a. Segmente. Da. Și am spus, am întrebat adineaur când tu intrat pe ușă, am întrebat și eu cu Daria, cum se discut problema asta? Cum să mă adresez?
Și mi-a răspuns Miruna atât de dulce și atât de simpatic, mi-a zis așa, e treaba dumneavoastră. Superbă chestia, e treaba dumneavoastră, de aia stați acolo la tablă și țineți cărta. Nu ne întrebați noi, pe noi cum să facem. Noi facem la nivelul nostru, dacă la Daria, e treaba dumneavoastră. Da, e așa este. Profesorul din mine trebuie să găsească soluții la modul ăsta de a... Insist pe chestia asta, îmi place, mi-a plăcut mult de tot formularea și vreau să spun că de aceea a apărut Prof. Online. Corect. Prof. Online a apărut în bătălia asta de a se face, de a se face înțeles la toate nivelele. Și mai ales, n-ați avut timp să citesc mesajele, sunt foarte, foarte, foarte mulți care spun, dom'le, parcă se aprinde lumina când stau de vorbă și văd un film la mitale. Pentru că entuziasmul meu, bucuria mea, se transmite și celor care văd filmul. De atât că n-am rezistat acum să vă prezint această chestiune. Așa, mă întâlnă problemă. Deci, lucrarea am început de câteva ore, de la două ore, parcă în urmă, și am zis, fracția 1 pe 2 înseamnă două pătrimi, sau trei șosimi, sau foarte bine înseamnă patru optim, nu? Sau 5 pe 10 și așa mai departe. Este același lucru, că am amplificat-o practic cu 2. Nu? Gândiți-vă cum să facem noi simplificarea. Invers când facem așa. Deci m-am dus așa. Și tot așa de bine am spus că și 2 treimi înseamnă, în final, 2 treimi înseamnă, și poate să însemne și aici cât să însemne 6 pe 12, da? Așa. Iar două treimi înseamnă ce? 4 pe 6 înseamnă, aia mă adun, cu 3, da? 6 pe 9 sau înseamnă 8 pe 12, nu? 8 pe 12. O pătrime, am luat-o din mea, o pătrime și te-am pus așa și el ăsta. O pătrime înseamnă foarte bine 2 pe 8 și înseamnă și 3 pe 12. Și acum, în loc să compar două treimi și cu o pătrime, compar 8 pe 12 și 3 pe 12. Aducerea la același numitor, da? Iar că am găsit limbajul pentru clasa a patra. Da? Și atunci spune așa, împart la 12, împart la 12 tot drumul, tot întregul, și iau pentru... pentru 1 pe 4 iau 3. Pentru 2 treimi iau 8. Corect. Și mi-a rămas 8 cu 3, 11. Și mi-a rămas o singură pătrime. Exact cum v-a rămas vorbul la 12x minus 11x, mi-a rămas un singur x. Da? Un x care e egal cu 120. Corect. Deci asta am vrut să vă spun. Asta era nivelul la clasa 4. Da? La nivelul ăsta am discutat și eu am atât de entuziasmați amândoi și eu și Daria, încât nu veneam să ne despărțim uitându-ne și aia a înțeles și a zis așa. Deci fracțiile se fac pentru chestia asta. Deci te ajută să rezolvi probleme de acestea. Deci nu se fac la întâmplare. Nu facem operații cu fracții ca să trecem clasa. Da? Păi nu? Nu, ci ele sunt lucruri din practică, din viață, multe lucruri cu aplicații foarte, foarte mari. Și toată matematica care se face, și am povestit ei înainte de a pleca, că în avion, când mă întorceam din state, în colosul ăla, în aer aflându-mă, am mers 11 ore. Deci, numai în aer, stai așa și mă uitam, câtă matematică e acolo? Doamne, câtă matematică! Cât ați mai împărțit, cât ați mai numit! Da, da, am 11 ore. Sau cei care au ajuns la nivelul ăla să poată atâta perfecțiune. Și i-a zis, Daria, ai urmărit vreodată când barza, acolo la stupină, aveam cuib de berză. Și am urmărit exact momentul când barza a aterizat exact acolo și se oprea, fără să mai ducă mai în față, mai în spate, cu o precizie uimitoare, pe stâlpul acela acolo. Da? Deci este extraordinar. Și cum? La punct fix aterizează. Deci își deschide, aripile care erau planează
și le strângea pe măsură, le întorcea așa, ca să frâneze, așa, să frâneze, și acolo și le-a dat frânând perfect, picioarele puse în față, ca ea să amortizeze și picioare cu corpul. Deci e spectacolul, spectacolul. Și avionul nu-și deschide clapsurile alea când vine aterizare. Exact. Omul urmărind asta, a copiat ce îi se întâmplă, perfecțiunea de natură, dar ca să ajung la perfecțiunea asta, să se întâmple toate chestiile acelea, nu se poate decât cu multă matematică. Corect. Cu foarte multă matematică. E enorm de multă matematică. Da? Sau deci, fizică, că e distanță. Sigur că da. Dar Barza, de unde știi matematică? Ia auziți, domn profesor. Auzi? Aici mă întorc la lucrul cel mai esențial. Atenție. De aici, creatorul, Doamne, când a lăsat această perfecțiune, iată omul cu ușor se apropie și încearcă să simuleze câte ceva din ce înseamnă perfecțiunea. Dacă ai putea să gândești, apropo de chestia asta, Tudore, la ce înseamnă un mecanism ăsta uman, omul, care e dotat și cu gândire. Și fantastic. Dacă ne mai plăcea și limitat, doamne. Este extraordinar. Deci, progresul se produce datorită aceste calități imense pe care o are omul. De a fi creativ. Da? De a înțelege lucrurile greu de înțeles. Este latura cea mai ascunsă. Gândirea. Da? Latura cea mai ascunsă a unui om. Din păcate, școala nu-l dezvoltă, eu de-aș ating chestia asta, nu dezvoltă natura creativă și îl face din tine un roboțel și tu le vezi mecanic, faci ecuațiile și atunci la acel numitor, faci nu știu ce, nu știu cum, dar nu înțelegi, da, mecanic, nu înțelegi mesajul de desubt, că ți-astea sunt de folos. Și tu, în comparație cu un coleg al tău care știi să le facă perfect, tu vei fi cu un handicap foarte mare mâine. Deci de aceea matematica rămâne obiectul de bază. Atenție, celelalte discipline nu se pot dezvolta fără matematică. Matematica este instrument de lucru pentru fizică, chimie, toate cele care vrei tu, informatică și așa mai departe. Nu există altă soluție. Deci, cu alte cuvinte, ne întoarcem și spunem, merită să ne apunicăm de treabă, semnul acela algebră să învățăm. Anca. Nu se poate, Anca, să... Haideți să o întrebăm, la adunare, Anca, minus cu minus? Dacă sunt prieteni, se adună și se dă semnul lor comun. Comun. O semnul lor comun. Adică minus 2, minus 5, cât fac? Minus 2, minus 5, minus 7. Bravo. Minus 7. Bun. Da. Și dacă sunt dușmani? Tot la adunare? Cel care... Și dăm un exemplu practic, domn profesor, ca să vedem dacă... Da. Ia să vedem, deci, practic, să vă șterg. Ziceți așa. Minus 5 plus 3. Corect, minus 5 plus 3. Taci. Da. Atunci am putea. Da. Minus 5 plus 3. Care e mai mare? 5. 5 minus. Minus da. Și? Și 2. Minus 2. Să luptă între ei și... Dar e mult efort când faci antrenament. Trebuie neapărat să faci acasă. Deci, hai să spunem. Minus 15 plus 8? Minus, corect. 15 minus 8? Hai, mama. O ajut, mămica. Da, adică tu ai semnat. Atenție, Anca. Să știi că îmi place foarte tare că Miruna aici te sancționează cu următoarea chestie. Datorită faptului că n-ai siguranță la adunări și scăderi de peste 10, exact. Da? Asta este. De te-a simțit. A simțit această slăbiciune. Și colegii știu foarte bine slăbiciunea unor altora. Și atunci este o atenționare foarte frumoasă. Spune, pe 10 nu mai poți face, știi, 15 cu 7. Da? Că tu n-ai mecanismul ăsta. Că din 15 ca să scot, scad pe 7. Nu, ia semnul omoară și din cauza asta nu știi dacă le adună sau le scade, nu?
Eu cred că asta e la ea. Și slăbiciunea care o să vezi la toată. Da? Păi mica, mai lucrăm, manca. Lasă că te mai întreb, mai faci tu. Nimic nu este imposibil. Trebuie să fii tu conștientă că nu mai poți acoperi golurile astea. Nu, asta vreau să spun. Dacă tu ești conștientă de faptul că nu mai poți acoperi golurile astea, că te descoperă într-o zi cineva și că exact cum te-a lăsat cu fundul gol în stradă, acea rușine trebuie să o simți, nu te minte, așa trebuie înțeles. Dar nu, că de acum până la 12 ani, ca numai asta e așa. Sigur că da. Și de-aia trebuie să le bagi în cap. Nu mai poți să mai... Cum se numește capitolul? Numerele reale. Și scădere numerele reale. Adunare și scăderea numerele reale? Adunare, scădere, numere reale. Numere 2 de la 45. Calculați. Dar știi tu de ce de acum numere reale? Discutăm. Da, pentru că am băgat și... din 5... Sunt numele acelea iraționale. Da. Și am completat Q, deci Q, Q, hai să ne amintim așa. La început, în clasa a întâia, a doua, a treia, a doua, a treia, a patra, da, a cincea, numai am dat numai mien. Ien a fost mărită cu numere negative. Nu te mai juca, că asta nu te le distrage atenția. Așa. Tudor, eu obosesc. Crede-mă că... Tudor, eu obosesc când văd așa ceva. Deci dezinteresul tău mă deranjează, crede-mă. Tocmai am vorbit de matematică și de chimie, cât de importantă și tu te joci. Mulțimea numerelor naturale în ce a fost inclusă după aceea când le-ați aflat și pe alea negative? Naturalele erau așa, copii. Mulțimea naturală era formată din 0, 1, 2, 3 și mai departe. Și ei, mulțimea acestea, dacă vreți, pe dreapta să reprezentăm, aici este 0, apoi 1, 2, 3 și mai departe. Și a rămas partea asta neatinsă. Până într-a șasea, pe la sfârșit. Până într-a șasea, anul trecut. Și anul trecut, bine și spune aici ce să avem, pe minus 1, minus 2, minus 3. Deci se adaugă, minus 4, se completează. Și această nouă mulțime este în mulțimea numărul întregi. Z-ul. Da? Z-ul este asta. Iar Z-ul... Se completează. Se completează cu fracțiile. La 0 până la 1 să știe că mai este 1 pe 2. Corect. Mai este și 1 pe 4. Și minus toate fracțiile, toate cu putințe. Da? Minus 1 pe 2. Și mai departe. Și asta... Gândit o mulțime mai amplă, formată din toate fracțiile de tipul M pe N, M pe N, cu M și N din Z, iar N diferit de 0 e important. Când ai deschis gura și ai zis fracție, nu se poate ca N să fie 0. Asta e esențial lucru. E mai amplă decât mulțimea numerelor întregi. Eu pot să vă vorbesc și de numărul 2, pe care îl văd ca o fracție, 2 pe 1. Corect. Deci când am zis toate fracțiile, am și pe cei întregi aici. Corect. Cu numitorul 1. Și pozitiv și negativ. Sigur că da. Și atunci de aceea Z este inclus la rândul ei în Q. De Z este inclus în Q. Iar Q părea că acoperă foarte bine. Foarte bine. Până are 0,2379,5 puncte, poate câte decimale vreți voi. Finit însă, un număr finit de decimale. Care se mai și oprește, adică asta înseamnă da, finit. Sau dacă vreți infinit, trebuie să fie periodic. Periodic. Da. Da. Deci finite când se oprește undeva. Sau de tipul 3,25478 și 4, acum iar 478 l-a pus perioade, ăsta e infinit. Astea, numele acestea două fac pe Q împreună. Dar există și numele între două, cât ar fi de vecine două din Q. Cum ar fi radical din 2. Așa, cum e radical din 2. Se plasează radical din 2 ăsta, care are infinita decimală și nici în periodic nu e nici mix. Și nu se mai termină decimalele alea niciodată. Alea sunt iraționale. Iraționale. Și sunt inclusive în el. Q împreună, Q împreună. Aproximativ egal 1,1, 41, 45.
Deci, aproximativ, dar nu sunt primele. Da. Deci, Q împreună cu I, Q împreună cu I la un loc, fac mulțimea numelor reale. Și acum am terminat. Și noi acum am construit, am îndesat dreapta, am ocupat-o complet. Nu îi mai rămâne niciun punct neocupat. Deci când zicem ieri, zicem toate. Exact. Toate mulțimea. Toată mulțimea. Deci totul este bine și acoperit. Și rațional și irațional și... Dar trebuie să rațional și irațional. Da. Asta e rațional. Iar și tot. E totul văzut. Ai da. Și nu, sunt numele natura, Z, E, Q și Q inclus în el. În el. Băgați la cap asta, da? Da? Iată că acum suntem capabili să lucrăm în mulțimea numărul real. Real. Te rog. 3, 2, A. Deschidem paranteză rotundă, 3 plus radical din 5. 3 plus radical din 5. Deschidem paranteză rotundă, minus 4, minus, deschidem paranteză rotundă, 4 plus radical din 5. Minus 4 plus radical din 5. Da. Paranteză, chiar nu trebuie, da, haideți să așa, așa. Plus 8. Plus 8, egal cu, da? Da. Și nu mai e un 4 la mijloc? Nu. Adică așa cum a scris domnul profesor, da? Așa vezi. Da. Păi desfacem paranteza asta, nu? Sigur că da. Nu? Adică da, dăm factorul pe 3 pe radical din 5. Dăm factorul cum? Nu, dar n-avem cum. 3 plus radical din 5 e de prisos, ai și pus în paranteză. Da, și acolo tot la fel. Și acolo nu. Acolo schimbă semnul. Aici e foarte important că minus 1 trebuie să înțelegi. Minus 1 ori 4, minus 1 ori... Deci este egal cu 3. Desfacem paranteza. Foarte important. Deci aici zicem... 3 plus radical din 5, minus 4 ori minus 4 și minus anca, minus 1 radical din 5, minus radical din 5, plus 8. Uite, acum o să vezi tu, anca, cât e de important. Sigur. Semnele la de... Și acum. Hai, Tudor, va. Tudor. Plus radical din 5, minus radical din 5, faci 0. S-au redus, s-a terminat. Și avem 3... Minus 4. 4. 3 minus 4 minus 1. Minus 1 plus 8, minus 1 plus 8. Dacă sunt diferite, da. Sunt cele mai mari. Ia o invers. Minus 1 8. Plus 8. 7. 8 minus 1. Da, da, deci, ia face, mama, e mai greu, trebuie să ai un pic de răbdare. Deci, ca să zici, op, scăzut 1. 8 minus 1, Ancuța, invers să iei, știi? Și gata, știi? 8, scăzut 1. 7, hai. 7, Anca, sau altfel, 38. 38 făcea la început. 11. 11 minus 4, 7. Deci, după cum îți vine la îndemână, nu trebuie să iei așa în ordine. Că dacă analizezi așa mereu, pierzi mult timp, Ancuța, știi? Și parcă nu mai înveți, dai senzația. Hai că mai facem, domnule. Minus, deschidem paranteză rotundă. Radical din 2 minus 3. Radical din 2 minus 3. Deschidem paranteză rotundă plus 7. Plus, deschidem paranteză rotundă. 7 plus radical din 2. Egal. Cine vrea? Eu. Hai pe rândul tău. Minus radical din 2 plus 3. Plus 7 plus radical din 2, că nu avem ce face. E de prisos asta. Egal cu minus radical din 2 plus radical din 2 și egal cu 10. Egal cu 10. Tudor, următorul. Radical, reschidem pe paranteză rotundă. Radical din 5 plus radical din 2. Minus 8, încheiem paranteză rotundă. Asta tot într-o paranteză, așa da. Zis, da? Toată asta într-o minus. Da. Dar minusul ăla în față? Minusul ăla în față, da, zis, domn profesor? Da. Dar minusul ăla în față, în fața paranteză? Nu, dar n-am zis minusul. Păi asta zic și eu. Lasă-l, las eu. De ce? Păi e ca temă, domn profesor, nu poate să-l greșească. Hai. Așa atunci, da. Nu, dar fără minus. Fără minus. Minus este loc. Așa, numai? Radical din 5 plus radical 2 minus 8, încheie paranteză rotundă, minus 9, deschide paranteză rotundă, 9 plus radical din 5 plus radical din 2. Da, zi repede. Cine? Și avem minus radical... Dar nu, nu-i minus. Radical din 5. Da. Plus radical din 2. Da. Minus 8. Da. Tot într-o paranteză. Nu mai trebuie. E de prisos acolo. Autorul, ca să, mă rog, să zic și el ceva, dar n-avea rost să o punem. Atunci când e depresos, nici nu mai punem. Nu înțeleg, nu ai fost inscrit. Hai să vedem.
6 minus 9 plus radical din 5. Mincinosule. Minusul din fața. Minus. Paranteze, schimbă toate semnele din paranteze. E minus, minus, radical minus radical cu plus, cinci. Minus cu plus, da? Minus, da, radical, radical din 5. Da. Minus radical din 2. Egal, bă, din parte cu. Egal cu. Radical, simplificăm radical din 5 cu radical din 5, radical din 2. Reducem, zicem. Reducem, da. Simplificăm când e fracție, numărător, numitor. Da. Aici reducem, plus cu minus se reduc așa, asta e limbașul. Deci radical din 5 minus radical din 5, plus radical din 2 minus radical din 2 și egal cu? Egal cu minus, minus 17. Minus 17. Da. Anca? Deschide paranteze rotundă, minus radical din 6, plus radical din 7, plus 3, închide paranteze rotundă, minus, deschide paranteze rotundă, radical din 7 minus radical din 6, plus 5. Da. Minus 7 plus... Nu, radical din minus 6. Minus radical. Minus radical. Deci rămâne așa. Minus radical din 6. Hai, repede. Plus radical din 7. Da. Plus 3. Plus 3. Da. Minus radical din 7. Da. Plus radical din 6. Da. Minus 5. Egal cu? Se simplifică se reduc. Minus radical din 6 plus radical din 6. Radical din 6 cu minus radical. Sunt opuși. Unul e așa și unul e așa. Ca să mai zice 2 minus 2. 3 minus 3. Și așa. Și plus 3. Da. Plus 3 minus 5. Plus 3 minus 5. Da. Minus 2. Minus 2. Bravo! Bravo! Bine. Așa. Mergem mai departe. Hai, radical din 7. Deschidem paranteză, nu? Nu. Radical din 7 minus. Deschidem paranteză rotundă. 3 plus radical din 7. Deschidem paranteză rotundă. Minus. Deschidem paranteză rotundă. Radical din 3 plus 7. Deschidem paranteză rotundă. Plus 5 plus radical din 3. Plus 5 plus radical din 3. Egal cu. Da, ăsta. Tudor. Radical din 7. Minus 3. Minus, minus, radical din 7. Da. Este 7, da? Radical din 7. Minus radical din 3. Da. Minus radical, minus 7. Da. Plus 5. Plus radical din 3. Egal cu. Reducem radical din 7 cu radical din 7 și radical din 3 cu radical din 3. Și avem minus 3, minus 7, minus 10, plus 5, minus 5. Minus 5, păi, bine, perfect. Deschidem paranteză rotundă, radical din 8 plus 3. În paranteză rotundă. Da, plus, deschidem paranteză rotundă, 2 minus radical din 5. Plus, plus, radical, plus, deschidem paranteză rotundă, 2 minus radical din 5. Da. Plus, deschidem paranteză rotundă, radical din 5 minus radical din 8. Da, egal cu. Întrebare, avea rost paranteza asta și cu asta? Nu. Sau vreuna din ele avea vreun rost? Nu. Da. Dar avea rost ultima. De ce? Niciuna, ultima? Și nu, nici a doua. Nici prima, nici a doua, nici a treia. Nici una. E plus între ele, mai copii. Plus, minus, minus. Deci la minus, minus se schimbă. Așa, vă dat așa de poantă. Se vadă dacă voi... Deci n-am nici un rost. Radical de 8 cu radical de 8 se duc. Radical de 5 cu radical de 5. Și 2, 5. Da? Și din 3 și cu 2 egal cu 5. 5. Da? Când e minus acolo, e important. Minus în fața parantezei. Altfel, e depresos. Mă rog? Poate trebuie să mai greu, dar trebuie să-l mai facă testul. Da. Asta vreau să fac, tema și tu nu intră în negriști. Da, da, să-ți chiar și-o G. G.
Haideți, de aici, nu? Minus 3. Asta, așa. Deci minus 3. Minus 3, minus. Deschim partea de rotundă. Radical din 11. Radical din 11. Plus 7. Deschim partea de rotundă. Plus, deschim partea de rotundă. Radical din 2 plus 2. Închide partea de rotundă. Minus. Deschim partea de rotundă. Radical din 2. Minus radical din 11. Calcul. Minus 3, minus radical din 11. Minus 3, minus radical din 11. Minus 7, plus radical din 2. Deci minus 3, minus radical din 11. Minus 7. Da. Plus, plus radical din 2, plus 2. Da. Minus radical din 2, plus radical din 11. Și egal. Minus radical din 11, plus radical din 11. Se reduc. Plus radical din 2, minus radical din 2 se reduc. Și egal cu minus 3, minus 7, plus 2, adică minus 10, plus 2, adică minus 8. Corect. Minus 8. Să vedem pe următorul. H. Care, unde nu trebuia pus paranteză? La plus radical din 2 plus 2. A doua, a fost de prisă paranteză. Da. Da? Te rog. Radical din 13. Minus, deschidem paranteză rotundă, radical din 15, minus 1, plus deschidem paranteză rotundă, 3 minus radical din 13, închidem paranteză rotundă, plus radical din 15. Radical din 15, paranteză? Nu, cu plus. Egal cu... Eu. Poți. Poți. Avem radical din 13, minus radical din 15, plus 1, plus 3, minus radical din 13, plus radical din 15. Așa. Se reduce radical din 13 cu radical din 13 și radical din 15 cu radical din 15. Și avem plus 1 plus 3, 1 plus 3, adică 4. Da, încă? 3. Exercițiul 3 de la pagina? De la pagina 45. A. Radical din 12 în modul. Da, modul radical din 12. Plus modul din minus 8. Minus modul din minus radical din 12. Plus radical din 8. Egal cu 1, nu? Da. Nu e radical din 8, e modul. Modul din radical din 8, așa? Nu, doar modul, fără plus modul din 8. Așa. Dar este radical din 8. E bine. Nu, nu, mai tot de 8. Da. Radical din 12. Ești rămân radical din 12? Plus 8. Da. Anca. Plus radical din 12. Păi radicalul din minus, minus... Modulul ăsta al cancelor în plus și rămâne minusul din față. Deci vine minus radical din 12 plus 8. Da, să vedem dacă am înțeles toți, domn profesor. Da. Tu tot ai înțeles. Da, avem radical, că este modul și scoatem radical din 12. Radical din minus, modul din minus 8 de 8. Și modul din minus 12 de 12. Radical din 12. Radical din 12, da. Și minusul a rămas de la din față. Da. Așa. Și acum ăștia se reduc și 8 și 8 fac 16, da? Următorul... B. Da. B. Radical din 9 minus 3. Radical din 9 minus 3. Plus. Minus 3 sub radical? Modul din 9 minus 3. Doamne, asta am știut să zic. Modul din 9 minus 3. Modul din 9 minus 3. 9 minus 3. Plus modul din radical de, de 7. Atât? Minus, nu, minus încă radical și din tu. Minus 7. Radical din? Minus 7. Din minus 7 aici? După modul din minus 7. Vai de mine, băi, Miruna, voi ești chiar culme. Minus de modul din minus 7. Minus modul din minus radical din 7. Minus modul radical din 7.
Radi, fac din 6. Da, să închideți modulul la 7, da. Deci. Și-o pus... Minusul e în... Mai este în minus în modul. Nu că mai... Da, da. Dar dăm la minim una card aia. Da, bă, dă-i drumul la mată. Chiar mă obosești. Am faci un... Ei, îmi faci. Dacă zici ai iure, să-ți fac. Exercițiu 3, da? Da. A, B-ul. Deci modul din 9 minus 3, ați închis modul, plus modul din radical din 7, minus modul din minus 7, da. A spus bine, minus modul din minus radical din 7. Da, corect. Bine. Egal cu. Anca? Modul din 9 minus 3, 6. Adică 6. Da. Modul din 6, 6. Plus radical din 7. Da. Minus 7. Da. Minus radical din 7. Da. Se simplifică... Radical din 7. Se reduc. Se, da. Minus. Așa. Radical din 7. 6 minus 7 egal cu? Egal cu 1. 1. E mai puternic asta. Semnul lui. Minus 1. Minus 1. 3 minus radical din 2. 3 minus radical din 2. Plus. Modul din minus radical din 2, plus 5. Așa, plus 5. Da, plus 5. Plus 5, așa. Egal cu. Cine face? Tu. 3 minus radical din 2, plus radical din 2, plus 5. Se reduc radical din 2 cu radical din 2 și avem 3 plus 5, 8. 8. Minus modul din minus 9, minus modul din minus 9, închideți modulul, minus modul din minus radical din 3, plus radical din 3, plus 2, egal cu. Viruna, plus 2, da? Da, da. Va avea minus 9. Da. Da. Tu spui că e țelul tău. 9, da, nu scris. Așa, minus 9, minus radical din 3, da. Plus radical din 3, plus 2, minus radical din 3 cu radical din 3, tu, minus 9 plus 2, și egal cu minus 9 plus 2, și egal cu minus 7. Minus 7. 2 minus radical din 14, minus 5, plus modul din minus radical din 14, plus 5. La fara. Da, da. Se... Asta. 2 minus. Da. Radical din 14. 2. Da, uite, ca să nu pierd timp. Minus radical cu 5, cu 5 reduc. Da. Că nu scrie de 7 ore ce așa, da? Da. Și zice 2 minus radical din 14. Da. Plus radical din 14. Da. Se reduc. Da, și face 2, hai. Cu 2, mai repede. Și mai e cu convingere. Te rog. Modul din radical din 2 plus 1. Da, modul din radical din 2 plus 1. Închideți modulul. Modul din... Radical din 2 plus 1. Închideți modulul. Plus 3, minus modul din minus 1, minus radical din 2, închideți modulul, plus 7. Minus, minus 1, da, a scris bine. Da. Miruna. Păi... Avem radical din 2 plus 1. Așa, gheață. Da. Plus 3. Radical din 2 plus 1. Plus 3. Minus. Știm că radical din minus 1 minus radical din 3 va da un număr pozitiv, pentru că radicalul așa, și atunci... minus 1 minus radical din 2 va fi radical din 2 minus 1. Deci încă o dată. Minus, adică 2 plus 1. Și modul cu plus. Adică este minus.
Hai să exersăm un pic de mână. Trebuie să spui cât face modul modul. Din 2 pentru 2 modul din 5 minus radical din 2. Deci egal cu 5 minus radical din 2. 5 minus radical din 2. Cât face 1 minus modul din... Nu, 1 minus radical din 2 modul. 1 minus radical din 2. 1 minus radical din 2. Da. Sigur? Așa ai zis mai sus. Așa ai zis mai sus. Deci... Dacă aș face calculul, cam cât ar da aici? 5 minus radical din 2 ar da cam într-un calcul așa aproximativ egal modul din 5 minus 1,41, nu? Și cam egal aici, când permis, aici am zis aproximativ egal din cauza radicală de aici. Da. Și 5 minus 1,41 cam cât ar fi? Este 3,59. 3,59, acum e egalul meu, că am pus aici o dată. Da, bine, bine. Deci aici e da. Și modulul din 3,59 e 3,59, da? Da. Adică, întorcându-mă exact ce am spus aici. Aha. Hai să facem și calcul aici, e da mai departe. 1 minus... Minus 1,41, aproximativ aici, da? Și este egal cu aproximativ minus 0,41. Egal cu minus 0,41. Așa. Și 0,41. Da. Eee, 0,41. Deci nu totdeauna merge treaba asta așa. Deci minus 1 minus acolo. Minus 1 minus 1,41. Și minus, minus, îl adunăm și dăm semnul comun. Da, așa și facem minus și îl reducem. Facem, facem plus. Și facem plus, că modulul reduce. Așa, deci ăsta practic se transformă în 1 plus radical din 2. Vezi tu, cum am pus eu, vezi? Da, dacă avem fracție minus 3 minus 4, modul din minus 3 minus 4 e 3 plus 4 și egal deci modul din 3 plus 4. Minus 3 plus 4. Minus 3 plus 4. E modul din minus 3 plus 4 plus 1, deci e 4 minus 3. Da. Deci... cât e? Aici merită să lași așa. Da. Aici lași așa. Deci egal cât ai spus cu... Minus 3 plus 4. 1. Da. 1. Da? Da. 4. Adică 4 minus 3. Da. Ai nicio problemă. Dar dacă spun modul din minus 4 plus 3. Minus 4 plus 3, minus 1. Ai tot 1. Deci... Da, cum spui acum? Minus 4 plus 3. Adică modul din minus 1, care e 1. Da. Ah. Deci, bai, și, ca, și calcul, cum vei spune minus 4 plus 3. Deci egal cu 4 minus 3. Fiindcă în urma calculului ți-o dat minus 1, atunci zici 4, pe ăsta cu minus... Ca și cum ai scoate minus în fața... Dar nu, că nu e minus 4, ai zis scoat în față. Ba da, pe minus am zis. Ai înțeles? Păi dacă ar fi pe minus în față, minus 4... Ori minus 4, e 4, cum da, de unde a dat minus 4? Minus 1. Ai scăzut 3, 3, scăzut minus 4, face minus 1, nu? Ei, și tu ai spus așa, că face... Cât ai zis? Ai zis că face 4, în calculul tău, minus 3. Adică, în momentul în care îți dă negativ, schimb semnul tuturor. Iruna, uite că aici ce-am făcut. Fiindcă mi-a dat negativ, schimb semnul, n-am avut timp să mai comun. Și face 1, face radical din 2, minus 1. Da? Radical din 2, minus 1. Atenție multă copii, că aici este momentul de capcană, o capcană care trebuie să o învățați. Ai înțeles? Da. Da, insist aici. Da. Ne-am prins? Am înțeles. Am înțeles și tu doar am înțeles. Deci, modul din... Modul cât am avut de 1 minus radical din 2 este egal. Fiindcă dă un număr negativ aici,
face radical din, adică minus 1 plus radical din 2, da? Cum ai zis tu, radical din 2 minus 1. Da? Și face 0,4, aproximativ, nu știu cât acum. Deci o chestie mecanică. Nu e mecanică. Trebuie doar să o gândești. Trebuie să fie o gândire. Nu, refuz să cred că mecanică, trebuie să înțelegi. Aici am vrut să ajung. Asta-și fac. Asta-și fac. Totdeauna trebuie să înțelegi că nu mă dau deoparte din a face efortul maxim pentru a mă face înțeles ca să se înțeleagă lucrurile. Din contră, tu faci un serviciu maxim acum tuturor celor care nu vor urmări. Deci, Mirna, ia-o pe rând. Cât face modul din 5 minus radical din 7? 5 minus radical din 7. Pentru că radical 7 face cam 2 și ceva, și 5 minus 2 și ceva e un număr pozitiv, și rămâne așa. Deci când îți dă pozitiv în calcul, rămâne așa. Adică e minus modulul, 5 minus radical din 7. Așa. Da. Pentru că e pozitiv. Pentru că e pozitiv. Când se întâmplă să apare modul din 3 minus radical din 17. Radical din 17 e 4 și 4 ceva. 4 și ceva. 3. Da. E negativ. Atunci trebuie, să schimbăm semnul. Schimbăm semnul întregii. Minus 3 plus radical din 7. Deci egal cu minus pe lângă. Minus 3 pe lângă 3 minus radical din 17. Minus pe lângă. 3 minus radical din 17. Minus pe lângă. Și acum minus 3 va fi minus 3. Și minus cu minus vine plus. Plus radical din 17. Ăsta este motivul. Nu-i mecanic. Corect. Deci când e pozitiv rămâne așa. Când e negativ îi schimbăm semnul întregii cantități din paranteza aceea, da? Schimbăm semnul întregii cantități de expresii de acolo. Deci radical din 2 plus 1 acolo. Noi, așa. Cât este, deci este radical din 2 plus 1 și rămas minus în față. Da, minus 1 plus radical din 2. Minus pe lângă 1 plus radical din 2. Da. Minus pe lângă 1 plus radical din 2. Chiar a schimbat semnul întregii, că asta toată e negativ aici. Și tu cum ai spus? Eu am făcut minus de aici, minus 1 minus radical din 2, am scris radical din 2 plus 1, că schimb semnul la un 2. Radical din 2. Nu, acolo, uite la modulul ăla. Minus, la modulul, radical din 2 plus 1. Minus, minus, da. Și am făcut și eu. Am pus paranteza și am schimbat semnul la un 2. Da, așa am făcut și eu. Minus, radical din 2 plus 1. Noi n-am făcut așa. Eu am făcut altfel. Prima oară. Că după ce, înainte să înțeleg. Da, tot, dar uite ea că noi când ne facem paranteza aici de minus... Eu tot așa am pus, da. Numai când am pus la paranteză și am simplificat radical din 2 cu radical din 2 și mi-a dat 1 plus 3, 4, minus 1, 3 și mi-a dat plus 7, mi-a dat 10. Da, și mai zi mi-a plăcut, bără, trebuie să înțelegem. Și de asta am de asta greșit. Plus 7. Da. Încă o dată, să finalizăm noi greșitul, da. Deci, atenție, când în interior este negativ, îi schimbăm semnul întregii expresii. Și minusul l-am lăsat pentru că e minusul. Minusul era de aici. Aha, eu nu l-am lăsat. Deci minusul este de aici, care n-are nicio treabă. El acolo va lucra când îi va veni timpul. Minus radical din 2, dacă îi face paranteza. Da, deci va fi radical din 2. Păi tu exact cum era, domn profesor. Poftim? Minusul minus radical din 2, așa și era modul. Deci minus 1 minus radical din 2. Așa era modul. Băi, dar din cauza minusului din în față, am înțeles. Da. Eu raționez. Mai ce mai zic? 2 ori 2 fac 4 și 2 la 2 fac 4. Așa am făcut și eu prima oară. Da, mă, trebuie să fii corect. Și de 10. Bun. Și face radical din 2 plus 4, nu? Minus 1 minus radical din 2 plus 7. Și iată că face... În final, radical din 2 cu minus radical din 2 se reduc. Da. 4 minus 1, 3 și cu 7, 10. 10, așa mi-a dat. Da. Dar interpretarea trebuie să fie corectă. Am înțeles, domn profesor. Gata. Mai facem, Da, mai avem. Așa. Da. Minus 1, minus. Minus 1, minus. Minus. Modul din minus radical din 10 plus 3. Minus radical din 10 plus 3. Plus 3. Înțeles modulul. Plus 5, plus radical din 10.
Gabo. Anca. Minus 1 aici o treabă, da? Minus 1. Minus, și acum hotărăști tu ce pune în paranteză. Minusul am pus ăsta de față, da? Minusul 2. 2. Minusul adică 10. Da. Da, dar de ce? Avem minus. Cât face radical de 10? Cât face la capul radical de 10? Dacă ai fost din 9, ai făcut 3. Dar fiindcă de 10, e 3 și ceva. Deci vine minus 3 și ceva. Minus 3 și ceva plus 3. Minus 3 și ceva plus 3. Îți dă negativ. Și când dă negativ, când interiorul modulului e negativ, schimbăm semnul tuturor. Deci minus pe lângă, schimbăm toți de acolo, îi schimbăm semnul, toți. Asta cu minus 3 în plus, deci radical din 10. Și ăsta cu plus 3 trece în minus 3. Da? Da. Deci minus 1, minus pe lângă radical, deci minus 3, plus 5, plus, da? Plus radical din 10. Și egal cu. Și acum, minusul de aici, minusul, schimbă și el acum, lucrează el. Până acum, modulul mi-a interesat. Și face ce aici? Minus 1, minus, zic, 10, plus 3, plus 5, plus radical din 10. Se reduce. Se reduce ăștia. Și minus 1, 3. 3 cu 5, minus 1 plus 3 face 2, ca și mai zis 3 minus 1, 2, și cu 5, 7. Hai să vedem, tu? Radical din 3, hai zi-mă, G-ul de la 3. G-ul, da? 2 minus. 3G. Modul din. Deci, modul din. Radical din 3 plus 5. Minus. Modul din minus 8. Minus. Modul din minus radical din 3. Minus 1. Exact, da? Da. Tutorii. Și avem egal, este egal cu radical din 3 plus 5. Radical din 3 plus 5, nu ai nicio treabă. Minus 8. Da. Minus radical din 3. Minus pe lângă. Minus 1. A, vrei deodată, da? Da. Eu zic să pun minus pe lângă, paranteza, și să spui modulul cum acționa. Vine minus radical din 3. Eu zic că e radical din 3 plus 1. Ba, nu. Așa. Radical din 3 plus 1. Și minusul a rămas afară, pentru că în interior aici, fiind un număr negativ, îi schimbăm semnul complet a tuturor, da? Din modul. Și dăm mai departe cum? Egal cu radical din 3 plus 5. 5 minus 8, repede. 5 minus 8 minus 3. Da. Minus 3 minus radical din 3. Mai lucrează minusul din fața paranteză. Minus radical din 3. Minus 1. Și reducem radical din 3 cu radical din 3 și ne dă minus 3 minus 1. 3 minus 1 ne dă 2. Minus 3 minus 1 mai mincinosul meu. Minus 3 minus 1 minus 4. De ce mă creez o stare de disconfort? Minus 3 plus modul din radical din 19 plus 1. Minus 3 plus modul din radical din 19 plus 1. 19 plus 1. Plus 5. Da. Minus. Modul din minus radical din 19. Minus 2. Minus 2. Aici a fost radical din 19. Da, mai da, da, da. Radical din 19 plus 1. Așa. Da? Modul din. Așa. A scris bine. Bine. Egal cu. Am radical din 3 plus 1. Mai întâi minus 3 în față. Da? Așa, parcă ai zis, minus 3 da. Lucrează repede, minus 3 și cu 5, cât fac ăștia? Minus 2. 2. Aș băi 5 minus 3.
plus. Și a intrat la modul. La modul. Ce este? Ce fel de număr este aici? În total, când ai la evaluezi. Pozitiv. Nu, nu, este un număr pozitiv. Faptul că e pozitiv, rămâne așa. Tai bărbatul și rămâne așa. Deci radical din 19, plus 1. Minus, este în paranteza. Ce fel de număr este acesta? Negativ. Așa, așa, deci schimb semnul tuturor. Se schimbă semnul. Da. Și radical din 19. Da. Plus 2. Hai, plus 2, că schimb tuturor. Și egal mai departe. Nu, 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 trebuie să sunt în paranteză, îi atacă ăsta, cu minusul. Da, da, 2 și 1 fac 3. Hai. 3. Plus radical din 19. Din 19. Plus minus. Ne-am mai uitat la film. Da. O oră, în capăt. Ok. Aveți